Actorii merg de-a lungul vremii, prin ieri, prin azi și viitor, ca niciun vis să nu se stingă. Aceasta-i truda rostul lor. Steluța, auzi? Te concediez! Mi-a legat prea strâns, șefo! Îmi pare rău, dar ce faci? Am să iau de la tine documentele și banii. Mai mult nimic. Augustin, hai să ne facem bagajele. Stela! Domnule Grosu, dumneavoastră sunteți actor la Teatrul Satiricus. Mai știți în ce an ați venit la Satiricus prima dată? Sigur că știu. Am venit în 1994, în luna noiembrie. Cum s-a întâmplat acest lucru? Ne-am întâlnit cu domnul Greco în stradă și dumnealui care mă văzuse într-un spectacol unde eu lucrasem până atunci, la Teatrul Ion Creangă, și mi-a propus: dacă vrei să lucrezi la Satiricus, mâine vii la concurs. Eu n-am așteptat mult. A doua zi dimineață, la 10, eu eram deja la teatru. Mai erau 3 băieți care au vrut și ei să lucreze la Satiricus, dar lor nu le-a căzut noroc. Eu am participat la concurs, am fost apreciat eu mai bine decât ei și din luna noiembrie 94 eu lucrez la Satiricus. Primul rol l-am jucat în spectacolul Molière, rolul lui Zachary Moiron, pe 11 ianuarie 1995. Dumneavoastră sunteți istoria teatrului, nu-i așa? Da. Țin minte pentru că a doua zi, pe 12, este ziua mea de naștere și asta a fost o surpriză mare pentru mine. Dumneavoastră sunteți mulțumiți cu rolurile la care sunteți distribuit? Da. Sunt foarte mulțumit. Dacă m-ați întreba, am un rol la care pretind, sper la un rol anume, nu am. Toate rolurile îmi plac. Se întâmplă uneori că vii la teatru fără dispoziție. Și atunci nu-ți place niciun rol. Noi suntem oameni, avem dispoziție uneori să jucăm, uneori nu avem dispoziție, venim cu a noastre probleme de acasă, dar pe spectator asta nu îl interesează, noi lăsăm problemele după ușă, jucăm spectacolele și mergem acasă cu altă inimă. Se mai întâmplă uneori că ne place un rol, vedem noi așa dintr-o parte, că poate rolul colegului meu, eu îl înțeleg mai bine, l-aș face altfel, dar asta este cu totul altă problemă. Toate rolurile sunt bune, nu sunt roluri centrale, roluri secundare, roluri principale. Se întâmplă uneori că ai găsit cheia rolului, ai o ieșire în scenă și spectatorul te memorizează, te ține minte. Domnul Grosu, dar un rol mai dramatic sau mai satiric? Care vă place mai mult? Deși eu sunt de caracter așa mai nu că comic, dar îmi plac rolurile comice, dar mai ușor lucrez la rolurile dramatice. Mai modern sau mai clasic? Nu contează. Mascat sau fără? E mai ușor fără. Astăzi dumneavoastră ați jucat un om primitiv. Cum v-a plăcut chiar acest rol? Pentru că e totuși ceva, eu știu, pentru un om, un bărbat făcut, e cam un joc de copil, nu? Știți, e mai ușor să joci un personaj unui om primitiv decât să-l joci pe Hitler, pe Stalin. Nimeni n-a văzut oameni primitivi. Nu știu cum arătau. Important este să convingi spectatorul că omul primitiv anume așa a fost.
Ați reușit dumneavoastră, mi-ați convins complet. Dar cum ați venit la ideea să deveniți actor? De ce anume actor? Și un alt om, poate ați fi devenit un doctor bun? Nu știu dacă puteam fi un doctor. Eu mă tem de sânge, de injecții. Din școală, din copilărie, eu cumpăram de la chioșcuri, când veneam la Chișinău, cumpăram, era o revistă Sovietski Ekran, deci despre viața actorilor sovietici, pe urmă au apărut și alți actori din alte țări, fotografiile actorilor din India, le cumpăram de la Piața Centrală, îmi plăcea foarte mult. În școală am participat la diferite spectacole care le montau învățătorii pe atunci și probabil că de atunci mi-a plăcut și mi-am pus așa ca scop să devin actor. Și visul meu s-a realizat. Și părinții dumneavoastră ați acceptat această alegere? Părinții erau bucuroși că eu, după serviciul militar, am dat actele la o instituție superioară de învățământ. Ei nu știau ce înseamnă institutul de arte, tata probabil nici azi nu știe. El știe că eu lucrez la teatru, dar care este funcția mea? În ce constă teatru? El nu m-a văzut nici într-un spectacol, tata este în vârstă, mama, din păcate, nu mai este, a murit în 96 și mama mă întreba, bine, tu înveți la institut, dar după asta ce o să lucrez? Eu zic, mama, eu o să fiu actor. E clar, actor. Dar ce o să lucrez? Cum puteam eu să-i explic mamei, care ea era deja mulțumită că eu sunt la o instituție superioară de învățământ. Asta cred că pentru părinți este foarte important. Onorată asistență, n-o să repet ce au spus antivorbitorii mei, președintele României și președintele Rusiei. Noi, moldovenii! Tot aveți familie, sunteți părinte. Cât de important este familia pentru dumneavoastră? Eu cred că pentru fiecare om, indiferent de profesia pe care o are, familia este pe primul plan. Este pe treapta cea mai de sus. Să-și întrețină familia, să-și iubească soția, să-și iubească copiii, să le poarte de grijă, să nu ducă foame, să nu ducă frig și așa mai departe. Deci eu cred că asta este pentru toată lumea, familia este pe primul plan. Pe ce plan este atunci teatru? Pe planul 2. După familie este teatru. Deși mai mult timp eu mă aflu în teatru decât acasă. Ce faceți pe lângă teatru, dacă mai aveți timp? Da. Mai activez la o companie de asigurări, care nu mi-a mult timp. Deci sunt agent de asigurări. Acum deja sunt expert în asigurări. Sâmbăta și duminica mai lucrăm și la nunți cu mătrii, facem veselie la oameni acolo unde ne cheamă și e nevoie de noi. Deci hobby și muncă, meserie, profesie, totuși unit. Este oricum legat de profesia noastră de actor. Mai aveți un vis în viață? Da. Un vis mare. Să-mi pot permite întotdeauna orice. Vă doresc să îndepliniți visul. Mersi mult. Mulțumesc mult. În întrebări și în răspuns.